Ieri, în al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a premiat 73 de elevi din clasele 5-12 care s-au remarcat la faza județeană a Olimpiadei de Religie Ortodoxă. Evenimentul a avut loc în sala mică a Casei de Cultură din Constanța. În cadrul festivității au fost premiați elevii care au obținut primele 3 locuri, precum și mențiuni, la Olimpiada de Religie. În al preasfințitul Părinte Teodosie le-a înmânat elevilor câte o diplomă și o Biblie, precum și alte daruri. Acest premiu, această recunoaștere a valorii cunoștințelor voastre vă obligă să aprofundați și mai mult cunoștințele despre Dumnezeu și niciodată nu veți aprofunda dacă nu veți și ruga, că Dumnezeu nu este teorie. Dumnezeu este ființă și treime de persoane într-o ființă. Și poate că zi mai potrivită de premiere ca ziua aceasta nu era niciuna alta. Sfânta Treime este sărbătoarea lui Dumnezeu deplin a celor 3 persoane care subzistă într-o unică ființă. Sfânta Treime însemnează iubire, cunoașterea iubirii lui Dumnezeu și primirea iubirii lui Dumnezeu. Noi toți primim iubirea lui Dumnezeu în fiecare zi. Dacă n-am primit această iubire, n-am mai respirat, n-am mai existat. Ne-am întoarce în întuneric. Dar primind iubirea lui Dumnezeu și trăind-o din plin, noi trăim în lumină, în înțelepciune, prin credință și prin fapte bune. La eveniment au mai participat inspectorul școlar pentru disciplina religie, profesorul Ionuț Pandele, inspectorul general adjunct Daniela Stan și părintele George Petrov, consilier eparhial în cadrul Departamentului Cultural.